Vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi, pentru că urmează un interviu foarte interesant. Pe strada Cea Rossetti din capitală, la numărul 8, vis-a-vis de Biblioteca Centrală Universitară, se află o clădire deosebită cu o poveste pe care neapărat trebuie să o cunoașteți, pentru că de astăzi încercăm să luăm cumva la pas istoria culturală a Bucureștiului și locurile acelea cu iz istoric pe care le-ați putea vizita. Este vorba despre casa unui mare artist care a devenit și muzeu până la urmă. Despre ce artist este vorba și care este impresia impresionanta sa poveste, aflăm astăzi de la doamna Greta Șuteu, istoric de artă și muzeograf, este alături de noi prin Skype. Bună dimineața și vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi. Bună dimineața și eu vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, cine a locuit la adresa menționată? Cea Rossetti numărul 8? Nu a locuit decât familia lui Teodor Aman, pentru că acea casă a fost ridicată de Teodor Aman într-o 1868-69 pentru familia lui. Deci acolo au locuit Teodor Aman și soția lui Ana Aman. Și este o casă foarte interesantă. Acum, în acest moment, este interesantă. Vă dați seama cât de interesant a fost în 1869 când a apărut în peisajul urban bucureștean, care era mult diferit de ceea ce vedem în ziua de astăzi. De ce e așa de deosebită casa lui Teodor Aman? Ce are așa? Care sunt particularitățile ei care o fac să fie atât de deosebită? Într-o zonă care se afla la periferia orașului, în Mahalaua Bradu Boteanu, denumirea vine, e dată de biserica din apropiere, o zonă în care erau grădini și ceva căsuțe modeste, așa pentru telespectatorii dumneavoastră actuali trebuie să spunem că nu exista Ateneu pe care îl vedem astăzi, nu exista Palatul Regal, adică Muzeul Național de Artă, nu exista biblioteca despre care ați spus și care de fapt este Fundația Carol, nu exista vis-a-vis Palatul Cesian Orahovița, nu exista nimic aici, era o zonă de grădini și apare această clădire neoclasică, care nu este chiar o simplă casă de locuit. Este o casă care înglobează foarte multe elemente care atrag atenția. În primul rând trebuie să subliniem că este o casă proiectată chiar de Teodor Aman, gândită de Teodor Aman în cel mai mic detaliu și la care el va lucra foarte mult, toată decorația exterioară, toată decorația interioară. Dar avem deci o casă neoclasică, cu decorație exterioară, cu statui la exterior, atrage imediat atenția și se impune și în ziua de astăzi. Este motivul pentru care există foarte mulți oameni care intră din curiozitate fără să știe ce este acolo. De multe ori nu-și pun problema că este un muzeu și că pot intra cu ușurință, intră de curiozitate. Este o casă care atrage atenția. Și pentru că am început să vă spun că face totul aici, trebuie totuși să mai subliniem niște lucruri. Ce face casa și, de fapt, muzeul, ce-i dă unicitate? Noi intrăm în multe muzee, putem intra în multe muzee și avem multe case memoriale. Specificitatea acestei case este faptul că, odată că este gândită de Aman, dar aici găsim foarte multă decorație făcută chiar cu mâna lui. Avem pictură murală, ne întâmpină un hol în care găsim pictură murală de jur împrejur, avem mobilier sculptat de Aman și toată decorația în lemn din casă este sculptată de Aman. Ori Aman, n-am vorbit nimic despre el cumva, poate pentru publicul care e mai puțin familiarizat cu acest artist, Aman este cunoscut în exteriorul casei ca pictorul Aman. Ori în casă el își dă măsura valorii lui, lucrând în toate tehnicile posibile. De asta vă spun că aici găsești sculptura de Aman și este foarte frumos ce prezentați dumneavoastră acum, chiar este o piesă de rezistență, un dulap gotic aflat în atelier.
Deci toate aceste elemente sunt o invitație ofertantă pentru orice vizitator. Dar dacă mai adăugăm și faptul că Aman nu face toate aceste lucruri doar de dragul de a-și decora casa și de a epata contemporanii, ci pentru că prin fiecare element pe care îl gândește și îl face, transmite mesaje contemporanilor. Este o casă foarte interesantă pentru că este o casă cu program și o casă care, dacă ai răbdare să o analizezi, găsești foarte multe idei, foarte multe mesaje. Deci, și asta, de fapt, îi dă unicitatea acestei case. Mulțumim și pentru imaginile acestea. Într-adevăr, arată minunat și e o casă de explorat. Și bine să știm istoria. Mă gândeam la faptul că... adică vreau să vă întreb, casa aceasta câte încăperi are și dacă există o cameră în care spuneați că Teodor Aman a fost în principal pictor, recunoscut ca pictor. Da, da. Picta în casă sau avea un alt loc în care... Sigur, sigur. Este casă atelier. Trebuie să vă spun că aceasta este, de fapt, prima casă cu atelier de artist din spațiul românesc. Bine, Aman este pionier în foarte mult, pe multe culoare. Deci, odată, avem prima casă cu atelier din spațiul românesc și aveți niște imagini din atelier, care este cea mai spectaculoasă cameră a casei. Casa are etaj, sunt 6 încăperi teoretic la parter și cu una mai puțin la etaj, unde erau dormitoarele. De ce este cu una mai puțin? Pentru că atelierul este pe întreaga înălțime a casei. Avem o încăpere mare, înaltă, suntem acolo într-un cub cu latura de 7 metri, foarte spectaculoasă camera, de altfel, mă rog, îndeplinește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un atelier de artist, înălțimea și lumina care este de orientare nordică, e foarte specială lumina și, sigur, fotografiile niciodată nu vor să redea asta cu siguranță. Frumusețea realității, de asta el trebuie vizitat și lucrurile astea trebuie văzute direct pentru că impactul este mult mai spectaculos. Sunt convinsă și emoția aceea de a păși într-o casă atât de veche și păstrată atât de bine și poate că ne spuneți dumneavoastră să simțim și mai mult emoția. Cine a mai pășit pragul casei aceleia? Ce oameni importanți au pășit acolo, au intrat în casa lui Aman? Casa lui Aman, de la bun început, a fost o casă deschisă lumii bune a capitalei din timpul respectiv și Aman face aici niște seri culturale, niște seri muzicale la care invită această lume bună a Bucureștiului și pot să vă spun că au fost de la politicieni, miniștri, artiști, până la regina Elisabeta, care a participat la un astfel de concert, în timp chiar regele Carol și prințul Ferdinand au fost în vizită în atelierul lui Aman. Dar, câtă istorie! Câtă emoție să știi că pășești într-un loc! Mulți pași a primit parchetul casei Aman, pași importanți. Dar interesant ar fi să subliniem un alt aspect de ce face Aman, care este foarte ocupat. El chiar lucrează toată viața până la sfârșitul vieții, lucrând atât de multe lucruri, în atât de multe tehnici. Și ca pictor este foarte prolific, el a lucrat enorm, enorm. Totuși, de ce ajunge să-și risipească timpul în întâlniri cu... În întâlniri mondene. În momentul în care Aman este primul nostru artist care a studiat la Paris și cu el începe, de fapt, epoca modernă în arta românească. El se întoarce de la Paris într-un moment în care pictura
era quasi necunoscută la noi, nu era un fenomen cunoscut de foarte multă lume, nu aveam galerii de artă, nu aveam un public pentru arta plastică. Și atunci el, întorcându-se, vrea să impună și statutul artistului ca persoană respectabilă în societate, dar să impună și pictura și sculptura ca fiind arte și să intre în mentalul colectiv al contemporanilor lui. Nefiind galerii, oamenii ăștia nu aveau unde să vadă artă. Și atunci, de fapt, el își folosește casa ca galerie. Se folosește de aceste concerte, să spun, de aceste seri muzicale, ca lumea să intre în casă și să fie obligată să vadă, pentru că el are atelierul aranjat minunat, în permanență schimbă tablourile din atelier, tablourile sunt așezate de jur împrejur, de sus până jos, într-un număr foarte mare. Și atunci oamenii ăștia, încet, încet, venind la aceste seri muzicale, de fapt, se obișnuiesc să privească artă, începe să le placă și încep să-și dorească și apar colecționari. Își doresc să cumpere și așa apar și colecționari. Deci avem niște idei de pionierat, ideea de galerie, ideea de colecție, de colecționar și vorbind despre domeniile de pionierat ale lui Aman, este foarte important să spunem că Aman, care a plecat dintr-un mediu târziu, sub influență orientală de la București, a descoperit la Paris Occidentul și o altă dezvoltare a lumii după alte reguli și își dă seama că nu pot să evoluez ca națiune fără educație. Și atunci, în 1858, când se întoarce în țară, principala lui preocupare este să creeze școală. 6 ani se chinuie să obțină aprobările și în 64 CUZA îi aprobă deschiderea școlii de artă. Deci Aman a fondat, alături de Gheorghe Tătărescu, a fondat școala de artă din București, care stă la baza facultății actuale. Deci încă o acțiune de pionierat și foarte importantă, și a fost directorul școlii până la moartea lui. Așa sunt, încât, sunt atât de multe lucruri și frumoase despre care am putea să aflăm despre acest om. Gândiți-vă că Aman se identifică cu secolul al XIX-lea, da? El s-a născut în 1831 și a murit în 1891. Gândiți-vă ce etape străbate acest om de-a lungul vieții, nu? Un om care e născut într-un mediu întârziat, exact. Ajunge înapoi în principatele române și va muri în regatul independent al României, da? Sunt niște, prinde o perioadă de transformări majore și, de fapt, face parte din generația care construiește România modernă. Porțile acestei clădiri, acestei case deosebite, sunt deschise astăzi. Da. Când poate veni un telespectator care urmărește emisiunea și este curios? Poate n-a fost niciodată să viziteze casa lui Teodor Aman. Când poate veni? Când sunt deschise ușile? Casa lui Teodor Aman își așteaptă vizitatorii de miercuri până duminică, între orele, acum avem un program special în perioada asta, între orele 11 și 17. În timpuri normale, programul este de la 10 la 18. Acum avem și noi un program puțin mai special, dar este deschis muzeul pentru posibilii vizitatori. Pe CEA Rosetti numărul 8, nu știu dacă aveți în muzeu și tabloul pe care l-a pictat Teodor Aman cu ceea ce se vede de la fereastră, se vedea de la fereastra casei în perioada aceea. A fost interesant să-l descoper și eu și să mă bucur de priveliștea care astăzi sigur nu mai există. Nu mai există, nu? Suntem în București modern, ce să facem? Dar, într-adevăr, acea imagine este la noi în muzeu, o imagine făcută din casă și în care vedem, de fapt, când este vedere între strada Rosetti și să vezi că ai în față un peisaj care merge foarte mult în față, fără să fie nimic acolo, doar zonă de grădini, pentru că suntem în perioada în care
avem biserici, două biserici se văd acolo, Biserica Amzei și Biserica Albă, și anuri, asta era Bucureștiul. Vă mulțumesc că am respirat așa puțină istorie cu dumneavoastră aici în emisiunea noastră și sigur, curiozitatea a crescut și mai mult, pentru că sunt convinsă că vă găsim acolo și ne veți da chiar pe îndelete informații despre mesajele pe care le-a lăsat Aman în fiecare colț din casa sa. Vă mulțumesc de suflet! Noi vă așteptăm, oricum așteptăm toți telespectatorii, nimănui nu o să-i pară rău dacă face o vizită la Aman, pentru că este un muzeu fascinant și merită puțin efort. Sunt convinsă. Mulțumesc pentru timpul acordat și vă doresc o zi minunată. Doamna Greta Șuteu, muzeograf la Muzeul Teodor Aman, a fost alături de noi și ne-a povestit câte ceva din ceea ce a fost Teodor Aman, ce a însemnat pentru arta din România. Iar această clădire atent creată și gândită de Teodor Aman se găsește pe Cea Rosetti, numărul 8 din capitală, dacă doriți să vizitați. Mulțumim pentru că acest interviu a fost realizat cu sprijinul Muzeului Municipiului București și mulțumim pentru sprijinul acesta. De altfel, vă invit că de acum înainte la Speranța TV să puteți urmări astfel de interviuri și să căutăm locuri interesante și pline de istorie din capitală.